Salut, eu sunt Gicu și ce crezi că fac astăzi? E bine, ninge afară frumos, la noapte se așteaptă înghețul. Și voi muta acest bambus în casă pentru că în ziua următoare se așteaptă minus 10 grade, așa că mai bine să fie în casă acest bambus pe care l-am crescut din semințe și hai să-l scuturăm și după care îl mutăm în casă. Sunt la jumătate de drum. Este deja în casă. E plin de zăpadă, dacă va trebui să lăsa aici să se topească, voi avea grijă. Dacă se scurge apa, o voi scurge și eu. Și pe urmă îl mut în camera mea. E bine, în cele de urmă m-am gândit să le depăteze eu singur zăpada, nu mai știu eu până se topește că ia bun timp. Și hai să o scoatem. După care voi curăța ghiveciul, nu vă șterge gândișor și apoi va trece în camera mea. Nu e atât de multă zăpadă deja. Gata, deja zăpada s-a topit și ce-a rămas deja foarte puțin. Deja hai să mutăm bambusul în camera mea. A rămas deja foarte puțin și acest bambus va fi la locul lui pe timp de iarnă și hai să-l mutăm mai departe. Ce-a fost mai greu, am trecut. E bine, bambusul deja este la locul lui și a trebuit să crească deja peste vreo câteva săptămâni, deci vom vedea, e cald în cameră și îmi pare bine că l-am adus. E bine, am să mai filmez un video când vă crește lăstar noi la acest bambus și mulțumesc pentru vizionarea până la capăt, asta înseamnă mult pentru canalul meu. Și abonați-vă la canal dacă sunteți noi. Apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez câte un video nou și până data viitoare, numai bine!